ce face dacă Daniel n-a zis, eu am venit lejer. Da, nu știu. Am condus. Nu mi-am... E pus de desubt, în principiu, el este între... M-am convenit în schimb ceea ce... Da. Încăpățâna aia ține așa? Da, aia o să stea fix. Nu, nu, adică în timp nu o să se crape. Asta? Știi că atunci când e... când este... proaspăt, craniul, calota craniană e mai rezistentă decât oțelul. După aia când se face praf, aceste câteva mii de ani, devine mai friabilă, că își pierde substanța organică din ea. Ideea de bază e reconstituirea unei mormântări de epoca bronzului din cimitirul de la Cârlomânești, din comuna Vernești, aflat la 15 km de municipiul Buzău. Și pentru asta am pus un schelet de femeie cu o vârstă de 30-35 de ani, lângă care vor fi așezate ulterior inventarul funerar, va fi reconstituită forma mormântului, așa cum a fost descoperit în cursul cercetărilor de la Cărlomânești. Am încercat să reconstituirea să fie cât mai aproape de realitatea din teren, de modul în care au fost așezați acești oameni de către cei care au mormântat, atât în ce privește poziția, cât o să vedem și construcția cu pietre specifică mormântărilor de la Cârlomânești, cât și inventarul funerar care va fi așezat ulterior în momentul în care va fi gata expoziția Muzeului Județean Buzău. Noi la expoziții de bază, expozițiile permanente ale Muzeului Județean Buzău, vor beneficia de foarte multe momente de acest gen. Vor fi multe reconstituiri, vor fi multe, haideți să le spunem, ansambluri care vor rupe expozițiile clasice așa cum le cunoaștem. Este vorba despre reconstituiri multe, așa cum ați văzut, este vorba despre mormântul de epoca bronzului, vom avea structuri de locuire parțial reconstituite în noile expoziții, vom avea material complementar cu care Muzeul Județean Buzău nu a mai fost până acum dotat și utilat. Și suntem noi de părere că astfel de elemente vor fi o încântare pentru vizitatorul noului Muzeu Județean Buzău. Amenajarea mormântului este posibilă prin amabilitatea domnului dr. Mihai Constantinescu, antropolog la Institutul de Antropologie Francis Rainer din București. Mai sunt reconstituiri de morminte în muzee din România și nu numai, însă cel de la Muzeul Județean Buzău, haideți să spunem, are ca element nou faptul că nu folosim compozit, nu folosim plastic, nu folosim alte materiale. Pietrele sunt pietre aduse de noi cu mașina, oasele sunt veritabile, aparțin unui mort cercetat în trecut de către specialiștii Muzeului Județean Buzău și, în general, elementele care vor fi folosite pentru reconstituiri sunt elemente originale, sunt elemente naturale.